Guvernul american a impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Motivul îl constituie actele de corupție politică și economică. Însă Șor și partidul său au fost recunoscuți drept instrumente ale Moscovei. Anunțul a fost făcut de ambasadorul american Kent Loxton, dar nu a întârziat nici reacția autorităților de la Chișinău. Vlad Plahotniuc și Ilan Șor au fost incluși în lista sancțiunilor economice, dar au și restricții de intrare în Statele Unite. Averile și interesele lor din America au fost sechestrate și blocate, indiferent dacă le dețin direct sau prin interpuși. The United States Department of Treasury... Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat sancțiuni împotriva a doi oligarhi moldoveni, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Astăzi, Statele Unite demonstrează încă o dată că suntem alături de voi, umăr la umăr, în lupta împotriva corupției și pentru apărarea democrației pe care ați câștigat-o cu greu. Ilan Șor e folosit de Rusia, care încearcă din toate puterile să-și mențină influența la Chișinău. Șor a început colaborarea cu serviciile rusești anul trecut, dar în iunie, după invazia rusă asupra Ucrainei, a primit sprijinul Kremlinului pentru a organiza destabilizări. Iar Vlad Plahotniuc e sancționat pentru corupție, subordonarea justiției, instituțiilor de stat și a economiei. El a fost inclus în lista Magnitsky. Nu oricine ajunge în Global Magnitsky Act, doar cei mai mari infractori. De aceea nu mai există nici măcar un dubiu precum că acești indivizi trebuie sancționați pentru fără de legile lor. Astfel, de acum încolo, orice tergiversare nejustificată, pe lângă faptul că va fi taxată de societate, va putea fi interpretată ca o complicitate cu infractorii. În total, 9 persoane și 12 organizații și firme au fost sancționate de guvernul american, inclusiv partidul Șor, soția lui Șor, Sara, cunoscută drept Jasmine. Mai mulți cetățeni ruși apropiați de serviciile speciale rusești și de fostul președinte Igor Dodon. De exemplu, fostul agent FSB Yuri Gudilin, care apare într-o investigație jurnalistică, coordonează subminarea guvernului în actuala criză energetică prin mișcarea Alternativa Națională, partidul anunțat de Ion Ceban. Totuși, responsabilii pe comunicare din echipa primarului au negat constatările serviciilor americane.